Povestea începe cu un dragon care luptă împotriva legendare, zbăince Gaia. Apoi Gaia a atacat uriașul dragon și a provocat o explozie gigantică cu puterea sa magică. L-a învins pe dragon cu ușurință și s-a uitat la creasta lui. Bărbatul era nemulțumit pentru că puterea atingea limitele. El deținea primul sigiliu care se concentrase pe producție, așa că legendarul zbăinic a decis să creeze o reîncarnare pentru a ajunge la a patra creastă. Mai jos să-l vedem pe legendarul zbăinic renăscut cu creasta eșecului. Călătorea cu negustor simțea un monstru. Deodată a apărut un tigru uriaș și băiatul Matias l-a învins pe monstru. Apoi a ajuns în capitală și a intrat într-un magazin de arme. Un aventurier a vrut să repare o sabie spartă. Între timp, Matias a fost impresionat de sabile de înaltă calitate, apoi a ascultat conversația fetei și ea avea nevoie de o sabie pentru examenul de admitere la școală. Iar Arul a spus că farmecul sabiei este greu de creat. Matias a oferit apoi să o ajute pe fată să arunce un descântec pe sabie, iar Feralul a spus că nu va reuși să creeze o ferie cu creasta lui slabă. Fata a acceptat sprijinul lui Matias. După aceea, cunoscut-o pe Almai, s-a prezentat ca Matias Hildeși. Apoi Alma i-a mulțumit lui Matias și acesta a roșit. Într-o dată a apărut prietenul Almei, Ruri, iar Matias s-a îndrăgostit imediat de fata drăguță. De asemenea, Ruri s-a îndrăgostit instantaneu de Rizboi. Matias era nervoasă să vorbească cu el. După aceea, Fierarul a adus reparația sabiei și Matias a început vrăjirea pe sabia lui Ruri. Deci sabia a fost vrăjită și toată lumea a fost șocată pentru că în mod normal procesul durează mult mai mult. Ruri și-a luat noua sabie și a tăiat fără să vrea prin masă cu sabia ei. Sabia a fost impresionată de abilitățile de vrăjire ale lui Matias și nu-i venea să creadă că a folosit doar vrajă obișnuită de vrajă pentru a aplica sabia. Cu toate acestea, Fierarul de săbii a crezut că Matias vrea să fie vrăjitor și respecta pe Matias. Urma să îl vedem pe Matias dând examen de admitere la școala de magie și a întâlnit din nou iubitul Ruri și a apărut și Alma. După aceea, Fierarul a început descântecul. În timp ce aștepta să apară pentru prima dată sabia lui, a început examenul, iar Ruri a reușit să taie sabia examinatorului. Așa că Ruri a reușit să-l învingă pe examinator și a trecut testul. Ruri i-a mulțumit apoi lui Matias pentru că și-a fermecat sabia. Deodată a fost chemat la lupta lui. Apoi a apărut un cavaler, era un prieten al tatălui său și a auzit despre feria lui Matias. Așa că au început să se pregătească pentru lupta 1 la 1 împotriva celuilalt, iar Matias a văzut imediat șansa de a câștiga. Apoi Matias l-a atacat pe cavaler, iar cavalerul a fost prins cu garda jos de abilitățile lui Matias cu sabia. Matias a reușit să-l învingă pe Jill, liderul ordinului cavalerilor, iar cele două fete s-au bucurat de victoria lui Matias. Mai târziu a trebuit să-și arate magia, iar Uri a aruncat o vrajă pentru a lovi țintele cu magia focului. Matias a fost că oamenii folosesc vrăji în aceste zile pentru că, cu magia fără cuvinte, vrăjile au fost mult mai puternice. Așa că Ruri a reușit să treacă testul cu blazonul ei de glorie, iar Matias era conștient că blazonul lui este considerat cel mai slab din noua lui viață. Apoi Matias a trebuit să lovească țintele, dar profesorul l-a subestimat pentru că avea cea mai slabă creastă. Cu acestea, Matias a folosit o magie puternică, ar putea folosi magia fără cuvinte, așa că a împușcat bile de foc periculoase cu magia sa și a distrus întregul teren de antrenament. Matias și prietenii au fost admiși la școala de magie și l-au întâlnit pe direct Edward le-a urat elevilor la a doua școală de magie și le-a urat elevilor mult succes în studii. După scurtul său discurs, Matias a fost chemat brusc în biroul său. Matias era nervos, s-a gândit că va primi o penalizare pentru terenul de antrenament distrus. A urmat Edward, care era conștient de puterile puternice ale lui Matias, că nu trebuia să recite vrăjile ca ceilalți studenți. Drept urmare, Matias a fost întrebat dacă ar putea învăța profesorii și studenți să folosească magia fără cuvinte. Matias a fost dispus să-l ajute pe Edward, dar a avut o problemă cu prima academie regală. Sunt o școală plină de nobili și a interzis folosirea magiei fără cuvinte pentru că o consideră slabă. Apoi Edward a spus că ar vrea să predea magia fără cuvinte la a doua școală cu ajutorul lui Matias. Drept urmare, ar putea ridica interdicția și ar putea reinvia magia fără cuvinte în lumea lor. Apoi Matias a fost întrebat dacă vrea să-l sprijine pe Edward în planul său, așa că Matias a acceptat să-l ajute pe director și toți au fost fericiți. În zilele care au urmat au început cursurile de magie, iar profesorul a spus că Matias va preda elevilor magia fără cuvinte. Apoi Matias a sărit în aer și a aruncat magie fără cuvinte, așa că a distrus imediat 3 ținte cu magia sa fără cuvinte. După aceea, profesorul Guisar a arătat că poate de asemenea să folosească acum magia fără cuvinte și a aruncat o țintă cu magia focului. El a spus că toată lumea putea învăța magia fără cuvinte precum Matias. Elevii au învățat apoi magia fără cuvinte, iar Alma i-a arătat că folosește magia fără cuvinte. Apoi s-a uitat și la progresul lui Ruri. Era fără energie, dar era fascinată de magia fără cuvinte. Între timp, Matias se întreba de ce magia fără cuvinte a fost uluită. Apoi, Matias a vrut să-i transfere ceva magiei lui Ruri, iar ea a primit energie nouă. Ruri a primit energie nouă și a fost disponibilă să arunce magie fără cuvinte. Câteva luni mai târziu, Matias a reușit să arunce magie fără cuvinte. Au trecut câteva luni, iar prima școală a avut un turneu de luptă împotriva primei academii regale. Matias a aflat că Academia Regală are studenți despre care se face referire ca fiind aleși magici. Deodată, Matias a simțit o persoană care avea de 10 ori mai multă putere magică decât el. A învățat că demonii nu pot fi cuceriți de oameni, apoi Matias a mers pe câmpul de luptă și a fost surprins că demonii au supraviețuit. De asemenea, studenții nobili de la prima academie regală îl priveau
priveau de sus pe Matias, ei au spus că Matias e slab și va pierde. Matias simțea că aroganța lui nu era suficientă, iar Matias știa că al doilea adversar era un demon și s-a enervat. Cu toate acestea, lupta a început, iar Matias i-a învins instantaneu cu vrăji magice fără cuvinte. Demonul s-a enervat, iar Matias a observat că ar putea folosi și magia fără cuvinte. Matias l-a atacat pe demon și a încercat să-l decapiteze. Apoi adversarul lui s-a eschivat și s-a luptat între ei. Matias a înțeles de ce s-a schimbat lumea acum. Prin urmare, Matias a dovedit că adversarul său este un demon și și-a dezvăluit adevărata formă. Demonul a încercat să scape și l-a atacat pe Matias. Atunci demonul a vrut să zboare, dar Matias a reușit să-l omoare pe demon cu sabia lui. Urmărit apoi o vedem pe Gaia aruncând o vrajă de reîncarnare. Mii de ani mai târziu a renăscut ca fiul al familiei Hildesheim. În condare vedem din nou prezentul, iar Rory s-a bucurat că Matias a reușit să-l învingă pe demon. Mai târziu Matias a fost șocat să afle că niciun om nu a fost capabil să învingă un demon în ultima sută de ani. Apoi a avut o audiență la rege și s-a prezentat regelui drept Matias Hildesheim. Regele a vrut să-l răspătească pe Matias cu o bucată de pământ, dar nu voia o asemenea recompensă. El a vrut doar să devină mai puternic, iar regele s-a oferit să-i dea o sabie magică cu două descântece drept recompensă. Matias a observat imediat că a vrăjit de curând sabia oferită fierarului cu câteva zile înainte. Drept urmare, regele a observat reacția lui Matias și a întrebat ce și-a dorit lui Matias să aibă. Cu toate acestea, Matias a cerut permisiunea de a explora o temniță și ar dori să aibă dreptul de a păstra materialele găsite în temniță. Matias și-a ales obiectele rare din temniță și se temea că epoca actuală nu era conștientă de comoară. Regele a permis lui Matias să exploreze temnița și să păstreze materialele găsite. Matias a aflat că aleșii magici ai regatului au dispărut deocamdată. În plus, regele avea bănuiala că demonii s-au infiltrat în oameni de secole. Matias a fost uimit de informații pentru că în viața sa anterioară ca Gaia aproape că au distrus toți demonii. Atunci regele afla că era un mare pericol din partea demonilor. De asemenea, Matias știa că demonii nu vor ataca individual. De asemenea, Matias știa că și crede că vor ataca regatul ca un grup mare. În continuare, Matias a sugerat o soluție pentru a proteja regatul. El i-a spus regelui că tot ce trebuie să facă este să creeze o barieră ca urmare care îl va opri pe demon. După aceea, a permisat de a folosi în mod liber obiectele magice ale regelui. Matias a căutat obiecte utile pentru crearea barierei. Deodată Matias a descoperit una dintre săbile sale făcute în viața sa anterioară ca Gaia. A fost surprins să găsească una dintre vechile sale săbii de Orhihag. Apoi a găsit un alt obiect din viața lui anterioară. A reușit să-și obțină un colier puternic. În zilele care au urmat, Matias s-a sprijinit pe ceilalți elevi să învețe magia fără cuvinte. Toți au făcut progrese rapide, iar prietenii lui știau de barieră. După aceea, Matias a vrut să exploreze o temniță. I-a întrebat pe Alma și pe Ruri dacă vor să facă o petrecere cu el. Au vrut să petreacă timp cu el, dar le era teamă că vor fi o povară pentru Matias. Matias a spus că nu sunt o povară și a arătat lui Alma cum să arunce săgeți magice. Alma a fost impresionată, iar Matias a încurajat-o. Drept urmare, Alma a acceptat să formeze o petrecere cu el, iar Ruri a vrut și ea să meargă la temniță cu zdrobitul ei, Matias. În plus, Matias a aflat că i-ar plăcea să folosească magia descântecului, așa că Ruri deja aștepta cu nerăbdare timpul lor împreună ca o petrecere. Noul grup al lui Matias a fost format și au decis să caute temnița periculoasă. Apoi vedem pe Matias și prietenul lui în temniță. Brusc au vrut să le arate ceva și arăta celor două fete un monstru de temniță. Matias a avut ideea de a folosi monstru ca țintă, apoi Alma a încercat să-și umple săgeata cu magie. Ea a reușit cu succes să infuzeze putere magică în săgețile ei, iar Alma era fericită, iar Matias i-a dat mai multe sfaturi. Ea a încercat imediat să urmeze sfatul lui și a tras o săgeată. Săgeata magică și-a schimbat direcția în schimb ce zbura și a lovit un alt monstru. Apoi Alma a plecat să lupte împotriva monștrilor din temniță. Ruri a vrut să afle mai multe despre descântec de la Matias, dar Matias a spus că era încă prea greu, așa că a vrut să o învețe mai întâi elementele de bază ale magiei descântătoare. Matias a vrut să o învețe să producă magie și așa a început să-și folosească mai întâi propriile arme. Deodată Matias s-a distrus un zid cu magia lui, a explicat lui Ruri că întreaga temniță constă din resurse valoroase. A urmat apoi și a explicat el lui Ruri procesul de creare a unei arme. Ruri a fost bucuros să învețe de la Matias și a mulțumit. Între timp, Alma a exersat cu sârguință folosirea magiei pe săgețile ei. Acum putea învinge mai mulți monstri cu un singur atac. Apoi a descoperit-o pe Alma. Acum a reușit să-și facă propriile arme. Apoi a făcut noi echipamente pentru Alma, iar prietena ei a fost recunoscătoare pentru noul echipament. Apoi Matias a vrut să ajungă la etajul 10 al temniței, așa că intrau mai adânc în temniță. Deodată au apărut o grămadă de monștri. Ruri și Alma au luptat împotriva lor, așa că au reușit să învingă monștri cu ușurință. Pe drumul următor au apărut din ce în ce mai mulți monștri, iar Ruri a sprijinut-o pe Alma în luptă. Petrecerea lui Matias a crescut rapid, iar colierul din viața lui anterioară și-a dublat punctele de experiență în temniță. Deodată a apărut un câine ucigaș, iar Matias a spus că este foarte periculos. Apoi s-a luptat cu câinele ucigaș și l-a învins cu succes împreună. Matias a fost impresionat de cele două fete drăguțe și le-a lăudat. Apoi Matias a creat o zonă de salvare și a chemat o barieră. Fetele trebuiau să ducă o pauză și erau protejate de bariera lui Matias. Apoi a vrut să doboare singur la etajul 25. Apoi Matias a făcut drum în etajele mai adânci ale temniței. În coborâre
a adunat resurse utile și a simțit un șef de temniță la un etaj mai adânc. După aceasta, Marty s-a sărit mai adânc în temniță și el a întâlnit imediat mulți monștri. Cu puterea sa copleșitoare, l-a învins monștri inamici. După aceea, l-a localizat pe șeful temniței și a fost atacat de acesta. Șeful temniței a apărut și Marty s-a luptat cu Șarple Arc Uriaș. Șarple Uriaș putea descompune pământul cu propria sa otravă, dar Marty nu s-a speriat. El a fost în sfârșit fericit să lupte cu un monstru puternic ca lui. Apoi și-a testat blazonul specializat în lupta împotriva șefului temniței, iar Marty s-a vrut să se bucure de luptă și a încercat noi tehnici, lupta împotriva șefului temniței. Apoi Marty și-a folosit sabia și a tăiat șarpele. Nu a murit, iar Marty a spart o piatră magică și a combinat-o cu sabia lui. Apoi a atacat șarpele cu lovitură final și a provocat un cutremur. Apoi vedem demon care a simțit și uriașa explozie magică din temniță. După aceea Marty s-a întors la etajul 10 și le-a arătat fetelor șeful său de temniță învins. După amiază, Marty și grupul lui au avistat breasla aventurierilor. Ceilalți aventurieri au privit foarte supărați, au aflat că Musudensa e cele de-a doua academie de magie, își luau misiunile. Marty s-a spus apoi că vrea să vândă monștrii Breslei, așa că a deschis un portal, iar recepționarea a fost șocată de șeful temniței învins pe care i-a arătat Marty. După aceea, recepționerul a aflat că Marty ar putea folosi o vrajă de depozitare. Apoi a scos o piatră magică uriașă și recepționerul a spus că piatra s-ar putea califica ca o comoară națională. Deodată Marty a spus că este nemulțumit de dimensiunea mică a pietrei magice. De asemenea, recepționerul nu știa dacă breasla ar putea plăti destui bani pentru bunurile de mare valoare. Ulterior, grupul lui Marty a primit drept recompensă 750 de monede de aur, iar el a vrut să împartă banii cu cele două fete. În drum spre Academie, Marty a simțit aura unor demoni. Deci, vedem doi demoni. Au aflat despre zvonurile că Marty ar fi un ucigaș de demoni. Totuși, Marty voia să-l învingă pe cel mai puternic demon și avea încredere că cele două fete vor lupta împotriva celui mai slab. Marty a început apoi lupta împotriva lor. Urmat, Marty a încercat să atace un dintre demoni, iar atacul lui a fost respins. Demonii au vrut să-și răzbune tovarășul, așa că demonii au încercat să-l atace pe Marty, dar Marty a reușit să oprească vraj de foc și a reflectat înapoi în Lordul Ashrol. Au fost impresionați de puterea lui Marty, iar Marty făcea mai multe vrăji. Avem Marty a devenit pe demoni într-o capcană și au fost loviți de săgeți magice care le-au întrerupt fluxul de magie. Drept urmare, cei doi demoni s-au despărțit, luptându-se cu grupul lui Marty. Lordul Ashrol a pregătit o vrajă puternică pentru a-l șterge pe Marty. Deodată, Marty a folosit o magie de sperie și a oprit atacul adversarului. Demonul a subestimat pe Marty și nu a reușit să lovească pe Marty cu atacurile sale. Marty a contracarat și a reușit să-l rănească grav pe Lordul Ashrol pe spate. Deodată, demonul a încercat să scape, dar a rămas paralizat. Lordul Ashrol a fost împins înapoi și a încercat să-l atragă pe Marty într-o capcană. Marty a reacționat imediat și a reușit să scape din cercul său magic. Urmat, Marty se lupta împotriva demonului, iar Marty a aruncat apoi o vrajă magică și a arătat niște abilități puternice de sabie. Brusc a aruncat o vrajă magică care a fost rănit demonul. Marty a privit apoi demonul devenind mai slab, așa că a avut șansa să-l învingă. Apoi a ucis unul dintre demon cu ușurință. Între timp, Alma și Rur au luptat împreună împotriva demonului slab. Au reușit să obțină ceva timp și Marty s-a pregătit să-l omoare pe al doilea demon. Apoi Marty a aruncat vraja Lumina Morții care ucide instantaneu un demon. Demonul s-a speriat și a încercat să scape. A urmat pe Alma împușcat în aripile lui cu una dintre săgețile ei create special pe care le-a produs Ruri. Drept urmare, demonul nu a putut scăpa cu aripile lui distruse. Marty s-a atacat pe demon și l-a învins și pe el. Așa că cei doi demoni au murit. Marty și fetele lui au învins cu succes. Brusc, grupul Marty s-a atras multă atenție. Nu a vrut să creeze probleme, așa că a decis să fugă cu grupul său. Marty s-a sărit apoi înapoi la academie cu fetele în brațe. A doua zi, Marty și fetele lui au fost invitate la tabără și au fost lăudate de rege pentru faptele lor eroice. Cu toate acestea, Marty s-a întrebat dacă ar putea avea acces la toate temnițele ca recompensă, iar regele a fost imediat de acord cu cererea lui. Apoi Alma și Ruri au fost întrebați ce doreau ca recompensă. Alma a cerut bani și Ruri a spus același lucru, așa că regele a râs și le-a acceptat dorința. Deodată Marty a simțit magia unui demon care îi spiona, iar un demon amic folosea magia pentru a spiona pe rege. Marty a reușit să oprească vraja demonului și a reușit să rănească inamicul. Edward și regele au fost șocați să fie spionați, iar Marty a spus apoi că este capabil să găsească locul unde se află demonul. A urmat, iar Marty a sugerat contramăsuri pentru că vrea să meargă la vânătoarea de demon. Din păcate, distanța era prea mare, iar Marty a spus că magia lui de teleportare este inutilă și directorul Edward a fost șocat că Marty a fost capabil să arunce magie de teleportare. Ulterior, Marty a spus că vor găsi o soluție pentru problema lor în vârful muntelui. Au ajuns apoi în vârful muntelui și Marty a vrut să vorbească cu un dragon uriaș întunecat, așa că fetele au fost șocate că voia să vorbească cu un dragon periculos. Marty l-a cunoscut pe dragonul întunecat Iris din viața sa anterioară pentru că l-a învins pe dragon acum 1000 de ani. Apoi Marty a fost amenințat de Iris. Lui Marty nu-i venea să creadă că Iris nu-l recunoștea. Tata Iris a pregătit un puternic atac de foc împotriva lui Marty. Cu toate acestea, Marty a anulat pur și simplu vraja, Iris a fost șocată. Nu-i venea să creadă că un om își putea opri vrăjile atât de ușor. Marty a răspuns că el este reîncarnarea Gaia, iar Iris și-a cerut imediat scuze pentru comportamentul ei nepoliticos. Urmat, Marty s-a spus că nu a vrut să o omoare, în schimb a vrut ca Iris să-i ajute. În plus, Iris a aflat că Marty primise acum creasta eșecului, iar Marty le-a spus
spus apoi celor două fete că se pot apropia pentru a afla despre dragon. Odată Iris i-a spus despre replay distruse și că nu pot zbura acum. Matea s-a aflat că după reîncarnare oamenii au provocat multe reacții magice. Deci, toată omenirea a fost trimisă înapoi în epoca de piatră. Apoi Matea s-a vindecat a replay lui Iris, iar ea i-a mulțumit. După aceea Iris i-a întâlnit pe Ruri și pe Alma. Au fost șocați că Iris vorbea limbajul uman. Mai târziu grupului Matea a zburat spre pielea demonului de pe spatele lui Iris. Iris a fost bucuroasă să-l ajute pe Matea și a vrut să zboare cu viteză maximă înainte. Matea s-a oprit-o pe Iris pentru că cele două fete aveau să moară cu viteză maximă. În plus, Matea s-a aflat că viața lui ca Gaia devenea o legendă. După aceea, Iris a zburat la locația demonului cu viteză normală. După aceea, vedem pe Matea care a ucis imediat un gardian demon cu ușurință. Fetele și dragonul Iris au fost ușurați că Matea este de partea lor. Așa că Matea s-a descoperit ascunzătoarea unor demon și a putut simți că unul dintre demon era deosebit de puternic. Deodată, Iris nu a aterizat și s-a izbit în casă. Drept urmare, Alma și Ruri au fost eliminate de aterizarea eșuată. În continuare, vedem pe Matias, a folosit telepatia pentru a comunica cu Alma și Ruri. În plus, i-a dat lui Ruri un cerc magic și le-a spus amândurora să pregătească un plan de atac. Matias a spus că crede că amândoi se pot descurca în infracțiunea planurilor de atac, așa că amândoi au acceptat și urmau să găsească demonii în casa părăsită. N-au găsit niciun demon în interiorul casei, iar Matias a simțit că dușmanii se ascundeau cu o vrajă de ascundere. După aceasta, Ruri s-a concentrat și a reușit să găsească un demon. După aceea, Matias le-a spus să se pregătească pentru atacul lor. Matias a făcut o vrajă și a dizolvat vraja de ascundere, apoi Alma a îndreptat spre demon. Inamicul nu și-a dat seama că vraja lui nu mai funcționa. Deci, demonul a fost atacat de Alma cu o săgeată magică, iar ea l-a lovit cu o lovitură în cap. Demonul s-a supărat și s-a uitat în jos la Matias. Demonul a crezut că Matias este un escroc pentru că credea că Matias era încă în capitală. Lui Matias nu-i venea să creadă cât de prost era demonul din fața lor. Atât Matias a fost atacat și a făcut naveta. L-a comunicat lui Alma și Ruri să pregătească atacul lor împotriva demonului. Matias a respins atacurile demonului, iar inamicul a fost atacat de cele două fete cu săgeți, așa că și-au repetat strategia de atac, dar demonul arogant a privit cu dispreț oamenii slabi. Demonul a vrut să termine, dar corpul lui a încetinit din cauza săgeților magice. Ruri a folosit o vrajă cu o travă și a reușit să infuzeze vârfurile săgeților cu o travă puternică. Demonul a fost foarte supărat și a arătat forma finală care l-a stimulat. După transformarea sa, Matias a explicat demonului situația actuală. Au fost șocați de atoul demonului. Demonul era peste eroi și intenționa să atace fetele, așa că fetele au fugit, iar demonul a atacat o iluzie. Apoi demonul a aflat că vrajă de iluzie a fost combinată cu o vrajă cu o travă. Demonul a fost imobilizat, iar Alma a tras în cap cu săgeata ei. Matias le-a felicitat pe cele două fete pentru victoria lor și a spus că ar trebui să se întoarcă la Iris. Cu toate acestea, Matias a decis să lupte singur cu cel mai puternic. În urmă, a folosit pietre magice și le-a distrus în praf fin. Ca urmare a metodei pe care a folosit-o, Matias a reușit să forțeze un demon de ceață să se manifeste în corpul său. Odată a apărut un demon care a fost surprins de abilitățile lui Matias. A spus că a auzit zvonuri despre Matias și toți demonii știau că Matias este un monstru care este foarte puternic pentru un om. Cu toate acestea, demonul a privit de sus pe Matias. El a spus că el este mai puternic decât demonii anteriori. Demonul a atacat apoi pe Matias și a reușit să-l împingă pe Matias înapoi. Deodată demonul i-a tăiat brațul lui Matias cu puterea sa magică a vântului. Matias pierduse un braț, iar demonul a vrut să pună capăt luptelor. Apoi Matias și-a vindecat trupul rănit, iar brațul i-a fost vindecat. Demonul a încercat apoi să-l omoare pe Matias, dar el a ocolit toate atacurile cu ușurință. După aceea, demonul a fost otrăvit și s-a supărat. Demonul a vrut să folosească ultimul său atu, așa că a fost încetat să se transforme într-un monstru puternic. Matias a oprit transformarea, iar demonul a folosit apoi o vrajă de anulare. Deodată, demonul s-a enervat și a aruncat o vrajă de ceață care ar trebui să-l învingă pe Matias. Matias a anulat din nou vraja demonului, iar demonul a fost încolțit de vraja lui Matias. Matias a explicat apoi că tăietura sa cu sabia nu era otrăvitoare, dar a folosit o vrajă care ar putea drena magia. Apoi Matias a activat un atac final și a provocat o explozie uriașă. Între timp, Ruri era foarte îngrijorat pentru Matias. După aceea îl vedem pe Matias stând în fața unui cristal uriaș. Ruri îl îmbrățișează imediat. Era fericită că Matias nu este rănit și sănătos. Matias s-a înroșit la drăgărașul iubitului său Ruri. A apărut și Alma. Ea a fost felicitată pentru victorie și a întrebat despre uriașul cristal. Așa că Matias a răspuns că cristalul este un filon de dragon care conduce puterea magică. Fetele au aflat că demonii plănuiau să folosească venele dragonului pentru a convoca o armată de 5.000 de monștri. Au plănuit să atace capitala cu armata de monștri. Apoi Matias a spus că pot învinge monștri și au nevoie de sprijinul celorlalți studenți. Pe drumul de întoarcere la școală, Iris s-a întrebat ce ar trebui să facă acum. Matias a întrebat dacă ar dori să se alăture grupului său. Iris i-a plăcut ideea și a vrut să se transforme într-un om. Apoi, cu o vrajă, Iris s-a transformat într-un om fără haine. Stătea goală în fața lui Matias, așa că Ruri și Alma au încercat să-i acopere ochii. Seara, ajungând la academie, i-au predat lui Eduard coarnele demonului. A fost surprins că Matias ar putea călători în jumătatea lumii doar două zile. Matias a prezentat apoi pe Iris directorului, așa că Eduard i-a permis lui Iris să se alăture academiei de magie ca student la schimb. Înainte de asta, Iris a trebuit să susțină același examen de admitere ca și Matias. Apoi
apoi s-a îngrijorat imediat că Iris va distruge toată școala dacă nu o veghea, așa că Matea spera că Iris va trece examenul de admitere. Apoi Matea și fetele se îndreptau spre dormitoare. Brusc, Matea s-o ținea de mână pe Iris și a creat o creastă falsă, astfel încât ea să nu iasă în evidență. După aceea, fetele i-au urat lui Iris noroc pentru mâine. A doua zi a început examenul scris și Iris imediat a făcut prostii. Eduard era îngrijorat că Iris nu va promova examenul de admitere. A doua încercare, Iris a trebuit să lupte împotriva liderului cavaler Gel. Matea nu-și amintea de bărbat, iar Rory i-a spus că s-a luptat cu el la examenul de admitere. Apoi a început rupta, iar Iris a fost foarte stângaci și a pierdut imediat sabia. Deodată, Gel a început să atace, iar Iris pur și simplu a oprit sabia cu dreptate. Iris a fost șocată de puterea enormă a lui Iris. Iris a încercat apoi să contraatace, iar Matea s-a reușit să-l blocheze pe Gel cu o barieră la timp. Eduard nu-i venea să creadă că Iris a trebuit să fie o fată obișnuită, așa că Gel a fost învins și a început următorul proces. După aceasta, Iris s-a concentrat și a încercat să-și controleze magia puternică. Iris a ieșit total, iar Matea creează o barieră în timp. Iris i-a spus scuze și a încercat să lovească din nou țintele. Nu a reușit să lovească țintele. În cele din urmă a folosit o altă vrajă, iar Matea a folosit o barieră puternică pentru protecție. Iris a distrus întreg câmpul și toată lumea a fost șocată de puterea înfricoșătoare. Drept urmare, jumătate din școală a fost distrusă și a promovat examenul de admitere. În zilele următoare îl vedem pe Matea, iar el se uită la minerit material al barierelor într-o peșteră. Atunci Eduard i-a spus că au nevoie de mai mulți oameni cu blazonul gloriei. Intenționa să ceară sprijin primei academii. După amiază s-a prezentat directorul primei academii regale. Directorul primei academii a vrut să refuze să coopereze cu ei. Eduard a spus atunci că au lucruri mai importante de făcut decât să lupte. De asemenea, Eduard a spus că au câștigat împotriva primei academii din ultimul turneu. Directorul primei academii regale nu a acceptat înfrângerea lor pentru că un demon crea probleme, așa că Matias i-a sugerat directorului să repete competiția. Directorul primei academii a acceptat propunerea. Matias a acceptat condițiile. El a vrut să repete competiția în 2 zile. 2 zile mai târziu s-au prezentat toți studenții cu blazonul gloriei din prima academie. Directorul primei academii era sigur că elevii săi vor câștiga cu ușurință împotriva școlii lui Eduard. Apoi au apărut colegii lui Matias, au vrut să trimite doar 5 studenți în luptă. Apoi a început lupta și au fost învinși instantaneu de magie fără cuvinte. Prima academie nu a avut nicio șansă împotriva celei de a doua academie și au câștigat imediat. Bruce, directorul celei de a doua academie, s-a enervat. A spus că trișează, așa că a cerut studenților să lupte împotriva lui Iris. A crezut că Iris e slabă, așa că Matias i-a dat o sabie pentru luptă. Directorul primei academii a verificat sabia.